Festivalul medieval a continuat joi seară cu parada participanților. Costumați în cavaleri, înarmați cu săbi, buzdugane și topoare, domnițe îmbrăcate cu rochii roșii, mov, albastre, jongleri aruncând panglici multicolore în vânt, vrăjitoare și vrăjitori, trubaduri cântând la instrumente medievale și bătând din tobe, călăreți pe cai superbi au defilat în municipiul Suceava, în aplauzele trecătorilor. Începând cu ora 21:30, participanți escortați de poliția rutieră au străbătut cartierul Opcin, apoi George Enescu, au trecut prin fața primăriei și a Consiliului Județean, prin centru, iar punctul de oprire a fost cetatea Sucevei. Această manifestare a făcut intrarea deschiderii oficiale a Festivalului Medieval 2009. Vineri, spre orele după amiezii, sunteți așteptați la cetatea de scaun pentru a-i primi pe solii cetăților Moldovei. Sâmbătă, de la ora 16, va fi pusă în scenă intrarea lui Mihai Viteazul în cetatea Sucevei, iar duminică, ultima zi de festival, va fi ospățul lui Alexandru Lăpușneanu. Închiderea oficială a festivalului va fi dată la ora 20:20, însă surprizele nu se opresc aici. De la ora 21:30 va fi un spectacol cu focuri, lupte și dans medieval, iar de la ora 22 va fi arderea vrăjitoarei.